Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Situația alarmantă în sistemul medical. 89 de medici, 193 de asistenți medicali și 7 ambulanțieri au fost diagnosticați cu COVID-19 în ultimele două săptămâni. De altfel, de la începutul pandemiei de COVID-19, 3277 de medici, asistente și ambulanțieri au fost infectați. Lunile care vor urma nu vor fi deloc ușoare, a avertizat președintele Klaus Iohannis, care le-a cerut oamenilor să dea dovadă de solidaritate. Pandemia de coronavirus a deschis două fronturi de luptă în spitalele din România. Medicii fac eforturi uriașe să-și trateze pacienții, în timp ce duc ei înșiși o bătălie cu virusul care îi poate răpune oricând. Personalul medical este același și de acum 7 luni. Este același care a primit și 200 de cazuri pe zi, care primește și 3000 de cazuri pe zi. Numărul total al cadrelor medicale infectate în ultimele 14 zile este și el destul de mare. 89 de medici, 193 de asistente medicale și 7 ambulanțieri. Situația îi îngrijorează pe membrii sindicatului Sanitas, care au declanșat miercuri la nivel național greva japoneză. Medici avem atâția cât avem. Știu că mulți sunt în pragul epuizării, mulți sunt supărați că nu sunt condiții mai bune, noi toți suntem supărați că suntem în pandemie. România a primit a doua cea mai mare cantitate de Remdesivir din dozele cumpărate de Comisia Europeană. Asta deși mai multe țări europene se confruntă cu o criză a stocurilor de Remdesivir, unul dintre elementele cheie în tratamentul COVID-19. Chiar și așa, și în România, stocurile sunt pe sfârșite. Cu mai multe date vine colega mea, Bianca Ogarcă. Bună ziua, Bianca! Bun găsit! Săptămâna aceasta România a primit cea mai mare cantitate de Remdesivir, asta după Franța și Spania, țări în care numărul de îmbolnăviri în momentul de față este enorm. Vorbim despre îmbolnăviri, bineînțeles, de COVID-19. Iată, vorbim despre tratamentul care îi poate salva pe bolnavii ce s-au infectat cu noul tip de virus. Vorbim despre pacienții care suferă de afecțiuni medii și grave. De altfel, în momentul de față, în România se află 4.000 de flacoane de Remdesivir în depozitele Unifarm. Cel puțin asta declara în urmă cu câteva zile ministrul Sănătății Nelu Tătaru, chiar aici la Ministerul Sănătății, unde a avut loc o ședință importantă. Așa cum spuneam, România are în prezent 4.000 de flacoane de Remdesivir, ce ajung pentru moment a trata aproximativ 800 de pacienți. Asta în contextul în care vă reamintesc că ieri grupul de comunicare strategică raporta că în doar 24 de ore au fost depistate aproape 3.000 de persoane infectate cu noul coronavirus. Mulțumesc, Bianca. Imagini fără precedent la Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce Mitropolia Moldovei și Bucovinei a transmis miercuri seară că renunță la toate evenimentele. Pentru rugăciune în curte se intră doar cu buletinul, deoarece credincioșii trebuie să demonstreze că sunt de-ai locului. Autoritățile au mobilizat 10 de forțe de ordine pentru verificări. Din municipiul Iași, nu din municipiul Iași. Se pare anormal să nu pot să vin să mă închin la Sfânta Parascheva. Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași este unul inedit în acest an. Pentru prima dată în ultimul secol, credincioșii din toată țara nu au voie să meargă în pelerinaj din cauza pandemiei de coronavirus. În același timp, autoritățile au stabilit că accesul în curtea catedralei se face doar cu buletinul. Nici cei care au domiciliul în alte localități din județul Iași nu mai pot intra în curtea Catedralei Mitropolitane. Ieșenii nu s-au înghesuit la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, descurajați de condițiile și rigorile anunțate de autorități. Hotărârile luate la nivel central și local au limitat numărul de participanți, dar un rol important aici, cred că și ploaia. Situația este sub control, așteptăm să vedem cum evoluează și în funcție de aceasta o să intervenim ca atare. Anul acesta, sărbătoarea Sfintei Parascheva va fi marcată doar prin slujba ținută pe 14 octombrie.
O nuntă de rom la care au participat peste 200 de persoane au fost oprite de mascați după ce poliția a fost sesizată prin 112 că este haos în zonă. Când au ajuns în localul în care avea loc petrecerea, polițiștii au descoperit că la eveniment au fost încălcate normele de distanțare fizică și de protecție individuală, așa că i-au amendat pe organizatori. Nici nu sosiseră sărmăluțele sau friptura că mirii și invitaților, puși pe distracție, s-au trezit cu mascații la masă și nu veniseră să dea darul, ci să taie amenzi. Cum nicio normă impusă în pandemie n-a fost respectată, organizatorii petrecerii au fost nevoiți să ia din banii primiți de la meseni și să plătească amenzile. Inspectoratului de Jandarm Județean Olt, în cooperare cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Olt, s-au deplasat de îndată la fața locului pentru a efectua verificări. Întrucât la eveniment participau aproximativ 200 de persoane, fiind încălcate normele de distanțare fizică și cele de protecție individuală, reprezentanții autorităților au dispus suspendarea evenimentului. 5 persoane au fost sancționate contravențional, printre care și organizatorul evenimentului. Întrucât la eveniment participau aproximativ 200 de persoane, iar toate normele de distanțare fizică și cele de protecție au fost încălcate, polițiștii au dispus suspendarea evenimentului și au amendat atât pe cei care au încălcat prevederile legale, cât și pe organizatori. Tot mai multe școli din țară trec de la o zi la alta în scenariul roșu. Elevii din 355 de unități de învățământ vor face cel puțin 2 săptămâni cursuri online, după ce tot mai mulți profesori și colegi s-au infectat cu noul coronavirus. Vorbim despre acest subiect cu președintele Alma Mater, domnul Anton Hader. Bună ziua, domnule Hader! Seară bună, doamnă! Bună ziua tuturor! Așadar, elevii din 355 de unități de învățământ vor face 2 săptămâni cursuri online, deci învățământ de acasă, la nicio lună de la începutul anului școlar. Asta după o vacanță fără precedent din cauza pandemiei. Cum vedeți această situație? Se respectă ordinul de ministru, ordinul comun al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății, legat de faptul că atunci când nu sunt condiții necesare de desfășurării procesului educațional, măcar în sistemul galben, sistemul mixt, hibrid, să se treacă mai jos. Din păcate, cauzele sunt studiate de către cei din administrații, cei din domeniul DSP-ului și s-a constatat că acolo s-a ajuns la un număr mai mare de elevi, chiar și profesori îmbolnăviți și trebuie să se aplice acest ordin al ministrului. Este scenariul cel mai sumbru, nu ne place deloc că se ajunge în zona aceasta roșie, în zona în care învățământul este totalmente online. De ce? Pentru că nu suntem pregătiți pentru așa ceva, mai ales în învățământul preuniversitar. În ce sens? Deși s-au făcut unele progrese, s-au mai tras și legăturile de la internet în multe comune, s-au mai dat și pe aici, pe acolo, unele tablete. La total, din cele 500.000 de tablete, am înțeles că au venit doar câteva zeci de mii. Deci, practic, nu putem vorbi de calitatea de șanse la educație în mediul rural, mai ales sau în comunele acestea cu multe probleme, izolate, zone izolate, chiar și în zonele rurale, urbane uneori, pentru că și acolo avem copii care provin din familii cu situație socială precară. Deci avem probleme mari, doamnă, cu acest tip de învățământ. Nu sunt nici colegii mei foarte pregătiți, toți, să zic așa, că ar trebui să zbârne, să știe taftele alea, să le mănânce, să predea impecabil. Nu, nici acolo nu sunt probleme, că asta vară nu s-au pregătit. Nu este deloc bine, nu sună a învățământ de calitate. Ne vom chinui anul acesta, iar dacă va dura mult această stare, pentru că vorbea de 2 săptămâni, da, până când să vedem ce se va întâmpla, că poate acolo se acutizează situația. Ați văzut, am ajuns la aproape 3.000 de îmbolnăviri pe zi. E da. O problemă mare pentru noi. Domnule Hader, se vorbește despre generația pandemiei. Cum se vor resimți acești ani dacă pandemia se va prelungi în educația pe termen lung a copiilor din România? Vom avea mari probleme de pregătire. Nu vor fi în stare să acumuleze competențele minimale mulți dintre ei. Accesul la educație trebuie asigurat de stat, dar uite că nu reușim să-l asigurăm din motive variate. În primul rând, din cauza faptului că e pandemia aceasta. Pe de altă parte,
că nu avem dotările necesare, v-am mai spus, nu le mai repet. Apoi că nu avem profesorii cei mai bine pregătiți, vor fi multe, multe probleme de pregătire și când vor ajunge în mediul universitar, noi vom strădui din greu să recuperăm, poate nici nu vom mai fi în stare să recuperăm, ba chiar nici noi nu suntem mulțumiți de faptul că desfășurăm cursurile în universități și seminariile de regulă la distanță în sistemul online. De ce? Pentru că vă dați seama, doamnă, ce înseamnă să pregătiți un medic de la distanță, să-i arăți cam cum se face operație. Așa s-a întâmplat și cu individul acela din Italia care se considera medic și le opera pe domnișoarele drăguțe, le tuna, ca să mă exprim în limbaj pe înțelesul poporului, și le opera fără să aibă pata la mare. Așa vor fi și medicii noștri dacă vor sta vreo 2 ani fără activități în spitale. Sau inginerii pe care îi pregătesc eu la Politehnică vor fi mai puțin pregătiți decât de obicei dacă vor face multe activități numai în sistemul, în sistemul online cu preponderență. Noi ne străduim să facem măcar activitățile practice față în față. E o perioadă foarte grea. Să știți că va pierde omenirea în ansamblu ei, nu numai la noi în țară se constată această rămânere în urmă din punct de vedere al pregătirii tinerilor. Domnule Hader, nu suntem pregătiți, spuneți, pentru învățământul online, nu stăm foarte bine cu tabletele, nici profesorii nu erau pregătiți pentru... Mă refeream la învățământul preuniversitar. Da, nici profesorii nu erau pregătiți pentru acest sistem, să nu mai vorbim de diferențele uriașe care există în România între mediul urban și mediul rural. În ce orizont de timp credeți că ne-am putea adapta acestei noi realități? Pentru că deocamdată nu știm când ea se va sfârși. Depinde, dacă va dura 2 ani, cum zic unii sceptici, alții numesc optimiști. Dacă va dura 2 ani, noi trebuie să ne pregătim să avem tot ce se poate pentru tineri, să avem și profesori pregătiți și aparatura necesară și internet în toate comunele. Cineva chiar vedea un plus în acest sens, un plus pe care îl putem seziza cu toții, că a venit pandemia peste noi, că ne obligă să facem toalete pentru liceele și școlile care nu au în România așa ceva, să tragem apă la școală, să dotăm școlile cu internet și așa mai departe. Am și înțeles. Să știți că poate fi și un aspect pozitiv, dar ca să îndreptăm lucrurile din punct de vedere al calității procesului educațional, ne trebuie cel puțin un an și jumătate, pentru că asta înseamnă să dai acces la educație tuturor tinerilor. Vă mulțumesc. Și și profesorii pe măsură de pregătiți, în așa măsură de pregătiți încât să facă lecțiile așa cum trebuie. N-am fost pregătiți pentru că n-a crezut nimeni că vine această pandemie, deși colegii mei din preuniversitar au mai făcut unul dintre ei cursuri. Să nu ne speriem acum, Anton, să credem Hader că nu avem și profesori pregătiți. Da, vă mulțumesc. Președintele Alma Mater, Anton Hader, a fost. Mergem mai departe. La o săptămână după ce prezentarea cardului de sănătate a devenit obligatorie în cabinetele medicilor de familie, e haos. Doctorii sunt revoltați de faptul că sistemul informatic funcționează în continuare foarte greu. Pacienții trebuie să aștepte 10 de minute pe holuri, iar doctorilor le este greu să impună distanțarea în aceste condiții, așa că cer revenirea la situația inițială când puteau face consultații și fără card. Colega mea, Gabriela Del Pupo, ne spune cât de greu le este doctorilor să-i primească pe pacienți. Bun găsit, Gabriela! Bun găsit, într-adevăr, suntem la o policlinică din capitală unde astăzi eliberarea unei rețete a depășit timpul de 40 de minute. Medicii spun că sunt îngrijorați și pentru sănătatea pacienților, cât și pentru propria siguranță, având în vedere că iau contact direct cu acel card de sănătate pe care, într-adevăr, îl dezinfectează după ce l-au primit de la pacient. Trebuie să-l introducă în sistemul informatic, după cum spunea și tu, funcționează cu foarte mare greutate acel sistem informatic, trebuie să-l înapoieze pacientului. Acesta stă pe coridoare, apoi să aștepte rețeta și ia contact cu alți pacienți. Se mai pune problema temperaturii scăzute care vine în săptămânile următoare, astfel că pacienții care vin aici cu viroze respiratorii sau care suferă deja de boli cronice trebuie să aștepte afară în frig pentru a intra pe rând și pentru a se păstra distanța de 1,5 metri, 2 metri față de ceilalți pacienți. O altă problemă este că mulți pacienți nu știu că trebuie să se prezinte cu acest card de sănătate de la 1 octombrie și au venit fără, au trebuit să facă 2-3 drumuri într-o singură zi. A fost un inconvenient destul de major, iar unii pacienți care sunt bolnavi cronici și-au întârziat
întârziat tratamentul și rețetele din cauza faptului că sistemul informatic nu funcționează. Ce acuză medicii de familie este faptul că au avut cei de la casele de asigurări de sănătate atâtea luni la dispoziție pentru a pune la punct acest sistem blamat în repetate rânduri și care nu funcționa corect nici înainte de izbucnirea pandemiei. Știm bine, au fost nenumărate situații în care săptămâni de-a rândul pacienții nu au putut să se prezinte la medicul de familie pentru a-și primi rețetele din cauza faptului că nu puteau folosi cardul de sănătate. Ei ar dori, mai ales având în vedere numărul crescut de cazuri, să se renunțe pe perioada pandemiei la folosirea cardului de sănătate, pentru că, spun ei, oricum aceste date care sunt mai mult, țin mai mult de plăți și de partea contabilă a actului medical, ajung la casele de asigurări de sănătate într-un final. Mulțumesc, Gabriela. O localitate din Galați a intrat în carantină începând din această dimineață. Este vorba despre comuna Cuca, unde rata de infectare a ajuns la 5,21 de cazuri la 1000 de locuitori. Cererea de instituire a carantinei a aparținut Consiliului Județean pentru Situații de Urgență Galați, iar Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a aprobat și emis ordinul în acest sens pentru o perioadă de 14 zile. În urma analizelor efectuate de către Direcția de Sănătate Publică, a reieșit necesitatea instituirii carantinei în această localitate. Sunt 11 cazuri de infectare la o populație de 2000 de locuitori. Avem și o populație peste 65 de ani, de 475 de persoane. Prefectul județului Galați spune că o principală cauză a apariției focarului ar fi transmiterea comunitară provocată de navetiști. Aici avem o transmitere comunitară, sunt foarte multe persoane care sunt navetiste, au fost cazuri confirmate la un agent economic. Odată cu introducerea carantinei, localnicii vor fi nevoiți să respecte noi reguli. În toate spațiile publice, atât cele interioare cât și cele exterioare, este obligatorie purtarea măștii de protecție. Toți cei care părăsesc comuna vor prezenta autorităților legitimația de serviciu sau declarația pe propria răspundere. De asemenea, intrarea și ieșirea persoanelor și a vehiculelor în și din localitatea carantinată se va face doar prin filtrele de poliție, pe baza documentelor justificative. Prefectul Gabriel Abramescu se teme că mai multe comune din județ pot intra în carantină din cauza evoluției pandemiei. Caz șocant în Bistrița Năsăud, care aduce aminte de monstrul din Caracal. Un bărbat de 41 de ani din Mureș a fost reținut de polițiști după ce ar fi încercat să răpească de pe stradă o fată de 12 ani. Mașina suspectului a fost identificată rapid de polițiști cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele video. Acum vine? Da. Deci mașina care vine cu față. Am înțeles. Aceasta e mașina. Da. Fata de 12 ani din Nimigea de Jos din județul Bistrița Năsăud se întorcea spre casă mergând pe marginea șoselei. La un moment dat, lângă ea a oprit un autoturism, iar șoferul i-a cerut să se urce cu el în mașină. Fata a refuzat și s-a dus glonț spre casă, unde cu ochii în lacrimi a povestit tatălui său prin ce a trecut. Acesta a sunat imediat la 112, iar polițiștii au început cercetările. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat pe raza localității Romului un bărbat în vârstă de 41 de ani din județul Mureș, bănuit de comiterea infracțiunii de tentativă la lipsirea de libertate în mod ilegal. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și ulterior instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. După ce au identificat mașina suspectului cu ajutorul camerelor de supraveghere amplasate în zonă, totul a fost simplu. Individul a fost identificat și reținut. Sectorul cultural este o victimă colaterală, spune ministrul culturii Bogdan Gheorghiu, după ce teatrele au fost închise din nou. Ministrul spune că în sectorul teatrelor nu a fost raportat niciun focar în ultimele două săptămâni, iar decizia de închidere nedreptățește sectorul. Vorbim așadar despre acest subiect cu ministrul culturii, este în legătură telefonică directă cu noi domnia sa. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Dumneavoastră ați primit o explicație pentru motivul din care s-a luat cea mai drastică măsură tocmai în sectorul cultural, unde nu au fost raportate focare, unde publicul are un anumit nivel de educație și, în general, măsurile se respectă? Nu e vorba de o explicație aici. Încă de la început s-a știut că asta este regula. Acolo unde se depășește 1,5 cazuri la 1000 de locuitori,
se închid aceste activități unde mai multe persoane împart același spațiu pentru mai mult timp. Sigur că noi nu am fost foarte fericiți de aflarea acestei vești, de aceea vom înainta un set de propuneri. Știți că săptămâna viitoare va fi o nouă analiză. Aceste propuneri din partea noastră ar fi să se facă controale mult mai intense și doar acolo unde se găsesc nereguli să fie închise instituțiile de spectacol sau cinematografele și eventual să se reducă la 30% permisiunea de ocupare a sălii, acum fiind permisă 50% gradul de ocupare a sălii permis acum fiind de 50%. Dar din câte știm, cam așa se întâmpla și până acum. Deși sălile aveau permisiunea de a fi ocupate cam jumătate, ele funcționau în general cu o capacitate de 30% grad de ocupare. Da, asta am declarat-o eu ieri, pentru că în urma consultărilor cu managerii noștri din instituțiile de spectacol, acestea sunt semnale pe care le-am primit că în general cam 30% este gradul de ocupare, fiind încă public care are rețineri în a ieși la astfel de evenimente. Este bine de precizat că artiștii vor merge în continuare la serviciu, personalul tehnic la fel. Aici vorbim doar de oprirea evenimentelor în interior, evenimentelor culturale, dar nu se închid teatrele, cum nefericit au interpretat unii, pentru că repetițiile, ca și filmările, au fost reglementate încă din luna iunie prin ordin de ministru comun cu Ministerul Sănătății și intră în altă zonă de reglementare. La fel, salariile vor fi plătite ca și până acum 100%, artiștii nu vor suferi din acest punct de vedere, iar pentru sectorul independent, vă reamintesc că chiar la începutul pandemiei am lansat apelul acces online în valoare de 1 milion de lei, care s-a bucurat de un real succes și peste 270 de lucrători din sectorul cultural independent au beneficiat de acest apel și faptul că a fost un succes ne determină ca acum să dublăm suma și să lansăm un nou apel undeva prin luna noiembrie pentru Ziua Culturii Naționale, care este pe 15 ianuarie. Domnule ministru, pandemia pune presiune inclusiv pe zona emoțională. Am pierdut multe dintre elementele care ne făceau viața mai frumoasă. Este și acesta un impact al deciziei de a limita activitatea teatrelor și cinematografelor? Cu siguranță că este, pentru că avem cinefili, avem iubitori de teatru, oameni care au obiceiul de a ieși constant, frecvent la astfel de evenimente și cu siguranță că acești oameni se simt văduviți de plăcerea de a urmări o piesă de teatru, pentru că, știți, online nu există aceeași vibrație pe care o ai atunci când ești în sală. Dar, din păcate, astea sunt regulile pe timp de pandemie și noi suntem de părere că sănătatea trebuie să primeze, dar în același timp ne apărăm sectorul cultural. Vom propune, cum vă spuneam și mai devreme, niște norme mai relaxate, pentru că eu zic că sectorul cultural merită răsplătit pentru cum au respectat până acum normele impuse de epidemiologi. Nu vreau să comentez ce se întâmplă în alte sectoare care poate sunt uneori mai vocale, dar aici, în sectorul cultural, dacă au fost cazuri izolate, au fost repede raportate, s-au făcut anchete și lucrurile au mers foarte bine mai departe. Știți că am avut în urmă cu aproape o lună un caz la Opera Națională, unde lucrurile s-au finalizat foarte repede, fericit, din punct de vedere epidemiologic. Au mai fost, poate, cazuri izolate, dar, cum spuneam și în ultimele 14 zile, până ieri, nu aveam niciun focar raportat. De aceea, eu am spus-o și o repet, sectorul cultural în acest set de restricții este o victimă colaterală. Vă mulțumesc foarte mult, ministrul culturii Bogdan Gheorghiu. Mergem mai departe. O femeie din Variaș, dată dispărută cu aproximativ 8 luni în urmă, a fost găsită îngropată în grădina din spatele locuinței sale. Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit după ce unul dintre cei doi fii ai săi le-a povestit polițiștilor că fratele său ar fi omorât-o. Trupul unei femei de 70 de ani a fost găsit îngropat în grădina din spatele locuinței de către polițiști.
Polițiștii au aflat de dispariția femeii în urmă cu puțin timp, când niște rude mai îndepărtate au semnalat că n-au mai văzut-o de foarte multă vreme. Aproape 8 luni de zile nimeni nu a anunțat dispariția acesteia. Astfel, poliția a mers acasă la bătrână, unde unul dintre cei doi fii ai acesteia le-a povestit oamenilor legii că în urmă cu câteva luni ar fi văzut-o pe mama sa dezbrăcată într-o anexă a casei și se teme că fratele lui ar fi ucis-o. Fiul suspectat de ucidere, luat la întrebări de polițiști, a susținut că mama sa a plecat la muncă peste hotare cu câteva luni în urmă. De asemenea, în gospodărie, polițiștii nu au găsit nicio urmă. Ulterior, polițiștii au decis să-l supună pe bărbatul suspect testului cu detectorul de minciuni, test pe care acesta nu l-a trecut. Astfel, criminaliștii au decis să verifice din nou gospodăria. De această dată au fost ajutați de un câine de urmă special dresat, cu ajutorul căruia au scotocit împrejurimile. La scurt timp, cadavrul a fost găsit îngropat în grădină. Deși era în stare avansată de putrefacție, cadavrul a fost preluat de medicii legiști pentru autopsie și vor stabili dacă bătrâna a murit din cauze naturale sau a fost ucisă. Anchetatorii au două variante în acest caz. Prima ipoteză este că femeia a fost omorâtă de fiul sănătos, iar cea de-a doua este aceea că femeia a murit din cauze naturale, iar fiul său nu a anunțat autoritățile pentru a-i mai putea încasa pensia. Imagini uluitoare surprinse în această dimineață în centrul orașului Focșani. Un pasaj rutier a fost inundat după câteva minute în care a plouat cu găleata. Mai multe mașini, dar și un autobuz s-au potignit în apa de mai bine de jumătate de metru. Alți șoferi au făcut cale întoarsă pentru a evita șuvoaiele de apă. Poliția a oprit circulația în zonă până când apa se va retrage. Ploaia torențială căzută în Focșani a paralizat traficul rutier din oraș. Aproape toate străzile au fost inundate, iar zeci de șoferi au rămas în apa ce depășea în multe zone jumătate de metru. De asemenea, un autobuz a rămas blocat în pasajul Vâlcele, care face legătura între Focșani și Câmpeanca. Sistemele de canalizare nu au mai făcut față cantității mari de apă ce s-a adunat pe șosele și au refulat. Pompierii au fost nevoiți să intervină cu motopompe în mai multe zone din oraș. Și subsolurile Inspectoratului Județean de Poliție, al Direcției de Sănătate Publică și al Inspectoratului Școlar au fost inundate, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Dar să mai strângi, nu pleci în gol. Țin de-a văzut pe ea, mă, vrea ca să o pune de nu, no, vrea să-i... Să o vadă în acțiuni? Da, da. Să sună din bordură. No, ok, nu au cap. Da, are bordura. Acolo. Violul, ce nu ai până în gălea ta. O altă stradă din Focșani, acoperită de apă de la un capăt la celălalt, a fost folosită ca lac de agrement de unii localnici, care au ieșit cu barca la plimbare. Județul Vrancea se află în aceste zile sub cod galben de ploi și vânt puternic. Caz șocant la Tecuci, un taximetrist a fost luat la pumni în plină stradă de către un alt șofer după ce aceștia nu s-au înțeles în trafic. Scena cu bătaia, care pare ruptă dintr-un film de acțiune, a fost înregistrată de un alt participant la trafic. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul violent a avut loc la Tecuci. Totul ar fi început de la o șicanare în trafic dintre un taximetrist și șoferul unui bolid de lux. Supărat că nu i-a dat prioritate, șoferul mașinii a tras pe dreapta pentru a-și face dreptate. N-a stat prea mult pe gânduri și a sărit cu pumnii și picioarele pe taximetrist. Mai mult, acesta a fost ajutat și de un alt tânăr care se afla cu el în mașină. Scena violentă a fost filmată de trecători. În imagini se observă cum la un moment dat individul încearcă să-l lovească cu piciorul pe taximetrist, dar se prăbușește la rândul său la pământ. Mai multe persoane aflate în zonă s-au implicat pentru a-i calma pe cei doi. Polițiștii s-au autosesizat după ce imaginile cu bătaia au apărut în mediul online. Bătăușii au fost identificați rapid. Este vorba despre doi tineri de 19 și respectiv 23 de ani, care s-au ales cu dosar penal pentru lovire și alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cunoscutul interlop Bercea Mondialu a ajuns din nou la închisoare. Sandu Anghel a fost condamnat și încarcerat pentru o tentativă de omor care a avut loc în 2009. De asemenea, și fiul său, Laurențiu Anghel, care a fost complice, a fost condamnat. Lasă-te puțin! Lasă-te puțin!
13 ani și 9 luni de închisoare are de făcut Bercea Mondialu pentru o tentativă de omor săvârșită în anul 2009 împotriva fostului viceprimar al municipiului Slatina, Valeriu Matei. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Craiova, care a menținut astfel condamnarea din primă instanță. În schimb, a fost redusă suma pe care Bercea trebuie să-i o plătească victimei. În loc de 40.000 de euro, Sandu Anghel trebuie să-i dea lui Valeriu Matei doar 10.000. În același dosar, Laurențiu Anghel, fiul lui Sandu Anghel, a fost condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare. Bercea Mondialu și fiul său au fost deja încarcerați. Atacul pentru care au fost condamnați cei doi s-a produs pe 22 ianuarie 2009 în Slatina, unde fostul viceprimar al municipiului Valeriu Matei a fost lovit de Bercea cu un cuțit pe fondul unui conflict spontan generat de neînțelegere asupra unui teren. În același context, Valeriu Matei, precum și un bărbat care îl însoțea, au fost loviți de Laurențiu Anghel cu un autoturism. A fost panică azi noapte într-o gară din județul Hunedoara după ce locomotiva unui tren de marfă a luat foc. Pompierii din Hunedoara au fost chemați să intervină de urgență. A, uite cum arde locomotiva, VTR-ul. Puțin după miezul nopții, la ieșirea din satul Bănița spre Hunedoara, locomotiva marfarului a fost cuprinsă de flăcări. Mecanicul și colegul său au reușit să iasă la timp din locomotivă și au sunat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns pompierii cu mai multe autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță Smurt. Nu au reușit însă să stingă flăcările pentru că trebuia oprită alimentarea cu energie electrică, astfel că pericolul producerii unei catastrofe a fost mare. După câteva ore, pompierii au reușit să lichideze incendiul. Incidentul a dat peste cap tot traficul feroviar de pe acea magistrală. Cel mai afectat a fost graficul de circulație a trenului R2701, care a plecat din Petroșani cu o întârziere de 134 de minute. Tratamentul experimental anticovid folosit de medicii lui Donald Trump va fi disponibil și în București. Medicul Adrian Marinescu a anunțat că la Institutul Matei Balci din Capitală va fi realizat un studiu clinic care presupune administrarea pe bază de voluntariat a medicamentului cu care s-a tratat președintele american de coronavirus. Medicul a explicat și cum funcționează acest cocktail de anticorpi. Un tratament care se referă la cauză, un tratament etiologic, format din doi anticorpi, practic e vorba de acțiunea la nivelul proteinei spike. Proteina spike de pe suprafața virusului este, ca să înțelegem ușor, practic sabia cu care virusul pătrunde în celulă. Și în felul ăsta împiedică pătrunderea virusului în celulă și atunci nu se va putea multiplica. Adrian Marinescu a precizat că tratamentul va fi oferit doar pacienților care își dau acordul, întrucât este unul experimental, nevalidat clinic. Intrarea în studiu înseamnă administrarea unei doze, se administrează pe cale ingestabilă. E o procedură foarte simplă. Este o singură administrare și vom să face o monitorizare prin care se vede dacă există, practic, titlul corespunzător, adică să facă analize și în funcție de asta se stabilește exact și vom ajunge la concluziile studiului, nu noi, ci care l-au comandat. Institutul Matei Balci din Capitală este singurul din Europa care participă la acest studiu clinic. Tratamentul revoluționar tratează cauza bolii și ar putea fi autorizat în curând de autoritățile americane. Potrivit medicului Adrian Marinescu, medicamentul poate fi folosit inclusiv în cazurile pacienților care dezvoltă forme severe de COVID-19. Principalele puteri ale lumii continuă lupta pentru supremație. Bătălia celor grei, Statele Unite, China și Rusia, se dă pentru inteligența artificială și roboți războinici. Comisia Specială a Congresului Statelor Unite a întocmit un raport în care a subliniat direcțiile promițătoare ale dezvoltării militare a țării pentru următoarele decenii. Sunt trasate direcții în privința dezvoltării inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea armelor cibernetice și pentru apărarea împotriva amenințărilor biologice. Mai multe detalii despre acest război cibernetic puteți afla vineri de la orele 22 la postul nostru de televiziune, când va fi difuzat documentarul Inteligența Artificială, Oportunitate și Pericol. În raportul de 87 de pagini realizat
de Comisia Specială a Congresului SUA, Future of Defense Task Force, congresmenii numesc direct Moscova și Beijingul o amenințare reală pentru Statele Unite și dau recomandări Pentagonului cu privire la modul de neutralizare a acestora. Cele trei direcții menționate în document care ar duce la dezvoltarea militară a SUA sunt dezvoltarea inteligenței artificiale, îmbunătățirea armelor cibernetice și apărarea împotriva armelor biologice. În ceea ce privește inteligența artificială, analiștii americani susțin că progresul în acest domeniu este uriaș, iar noile metode vor face uitate tancurile sau avioanele de luptă. Bombardamentele și tancurile vor fi de domeniul trecutului, iar bătălia se va da în spațiul cibernetic, cu atacuri asupra infrastructurii critice, rețelelor electrice, sistemelor financiare și de sănătate ale inamicului. În același timp, documentul subliniază și importanța biotehnologiei, iar China este lider în acest domeniu, potrivit congresmenilor americani. Progresele în biologia sintetică vor duce la crearea de coduri genetice care nu există în natură, dar care pot deveni o armă formidabilă și eficientă în luptă. În raport sunt evidențiate și operațiunile cibernetice, dar și războiul electronic. Acțiunile din spațiul cibernetic pot fi folosite pentru a exercita influență politică, economică sau spionaj. De asemenea, spațiul cosmic este menționat în document. Autorii spun că Rusia și China și-au sporit semnificativ capacitățile pe orbita terestră joasă în ultimii ani, dezvoltând rachete antisatelit de la sol, capabile să atace grupul spațial american. Într-un final, autorii îndeamnă Washingtonul să accelereze programul național de creare a armelor hipersonice, invocând faptul că Rusia și China au deja astfel de arme. Mai multe detalii despre acest război cibernetic puteți afla vineri de la ora 22 pe postul nostru de televiziune, când va fi difuzat documentarul Inteligența Artificială, Oportunitate și Pericol. Președintele american Donald Trump a făcut o nouă declarație controversată. Infectarea cu SARS-CoV-2 a fost o binecuvântare de la Dumnezeu. Detalii după publicitate. Din nou în direct, polițistul acuzat de uciderea lui George Floyd a fost eliberat condiționat pentru o cauțiune de $1,000,000. Principalul inculpat în cazul morții afroamericanului se află într-o unitate de corecție și a fost eliberat în anumite condiții, principala fiind interdicția de a intra în contact cu familia lui Floyd. Fostul ofițer de poliție acuzat de uciderea lui George Floyd a fost eliberat dintr-o unitate de corecție după depunerea unei cauțiuni de $1,000,000. Conform documentelor înregistrate la Curtea Districtuală a Comitatului Hennepin, cauțiunea depusă de Chauvin este garantată de Allegheny Casualty Company. În același timp, fostul polițist a fost eliberat în anumite condiții, printre care interdicția de a lucra în domeniul aplicării legii și cea de a intra în contact cu familia lui Floyd, dar și predarea oricărui permis pentru arme de foc. Inițial, cauțiunea pentru eliberarea necondiționată fusese stabilită la $1,25 million, iar pentru eliberarea condiționată la $1,000,000. Reamintim că Derek Chauvin, în vârstă de 44 de ani, este acuzat de crimă de gradul 2 și 3 și de omor prin imprudență în cazul morții lui George Floyd. Incidentul s-a petrecut pe 25 mai în Minneapolis, când polițistul l-a apăsat cu genunchiul pe gât pe afroamericanul George Floyd timp de aproape 9 minute pentru a-l imobiliza, intervenție în urma căreia Floyd a decedat. Moartea acestuia a dus la cea mai mare mobilizare antirasistă din SUA de la Mișcarea pentru Drepturile Civice din anii 60. Fostul polițist urmează să fie judecat în luna martie împreună cu alți trei foști colegi, acuzați de complicitate în acest caz. Președintele american Donald Trump a făcut o nouă declarație controversată. Infectarea cu SARS-CoV-2 a fost o binecuvântare de la Dumnezeu. El a mai dezvăluit că la momentul spitalizării nu se simțea bine și că a fost tratat cu noul medicament denumit Regeneron. Mai mult, președintele american a dat de înțeles că persoanele vârstnice ar putea fi tratate gratuit de COVID-19 cu acest medicament pe viitor. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. Trump a mai povestit că medicii i-au recomandat internarea pentru că este președintele Statelor Unite. Donald Trump a admis și că, într-adevăr, atunci când s-a internat, nu se simțea foarte bine și că a fost tratat cu Regeneron, un medicament nou care încă nu a primit aviz de utilizare din partea administrației americane pentru alimente și medicamente. They gave me Regeneron. And it was like unbelievable. I felt good immediately. I felt as good 3 days ago as I do now. I caught it.
I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. Președintele american a făcut și o promisiune electorală. Tratamentul anticovid cu Regeneron va deveni gratuit. I want to get for you what I got, and I'm going to make it free. You're not going to pay for it. It wasn't your fault that this happened. It was China's fault, and China's going to pay a big price what they've done to this country. Președintele Donald Trump a fost internat la spitalul militar Walter Reed, el întorcându-se la Casa Albă luni. Ulterior a intrat în izolare la etajul 2 al Casei Albe, unde accesul personalului se face doar în condiții foarte stricte de siguranță medicală. Pandemia de coronavirus, relațiile cu China sau NATO, problemele de mediu sau rasismul s-au numărat printre subiectele discutate la dezbaterea dintre vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence și contracandidata lui, democrata Kamala Harris. Dezbaterea dintre cei doi s-a desfășurat în condiții mai civilizate decât cea dintre Donald Trump și Joe Biden, însă nu a fost lipsită de momente tensionate. Potrivit lui Harris, politica administrației Trump cu privire la coronavirus a fost cel mai mare rateu din toate timpurile al unei administrații americane. De cealaltă parte, Mike Pence l-a acuzat pe Joe Biden de faptul că ar fi majoreta Chinei. Unul dintre principalele subiecte de discuție a fost modul în care epidemia de coronavirus a fost gestionată de către administrația Trump. From the very first day, President Donald Trump has put the health of America first. We'll have literally tens of millions of doses of a vaccine before the end of this year. Whatever the vice president is claiming the administration has done, clearly it hasn't worked. When you're looking at over 210,000 dead bodies in our country. Bazându-se pe recentele dezvăluiri ale jurnalistului de la The Washington Post, Bob Woodward, democrata Kamala Harris a reluat acuzații la adresa administrației Trump cu privire la faptul că ar fi ascuns amenințarea reprezentată de SARS-CoV-2. And when that was exposed, the vice president said, when asked, well, why didn't you all tell anybody? He said, because the president wanted people to remain calm. Puncte de vedere divergente au existat însă și pe politica externă a Statelor Unite, cu precădere relațiile cu NATO, Iranul și China. What we have seen with Donald Trump is that he has betrayed our friends and embraced dictators around the world. Let's take for example Russia. We stood strong with our allies, but we've been demanding. NATO is now contributing more to our common defense than ever before, thanks to President Trump's leadership. Aceasta a fost singura dezbatere a vicepreședinților, care în Statele Unite candidează alături de pretendenții la funcția de președinte. Pe parcursul săptămânilor viitoare vor mai avea loc două dezbateri, ambele între Joe Biden și Donald Trump. Măsuri drastice luate de executivul italian. Purtarea măștii de protecție în aer liber a devenit obligatorie pe teritoriul întregii țări. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății din Italia, iar scopul rămâne același, reducerea numărului de cazuri de infectare cu coronavirus. Până acum, regula purtării măștii de protecție în aer liber era valabilă doar pentru câteva regiuni, Sicilia, Campania și Lazio, ultimele două incluzând orașele Napoli și Roma. Pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, autoritățile din Italia au decis să extindă regula la nivel național. Astfel, reprezentanții Ministerului Sănătății din peninsulă au transmis că toți oamenii de pe teritoriul Italiei trebuie să poarte masca de protecție în orice moment, oriunde ar fi, cu excepția situațiilor izolate, de exemplu când ești singur într-un parc. De asemenea, de la această obligație vor fi exceptați copiii sub 6 ani, persoanele cu dizabilități sau oamenii care au diferite probleme medicale, care sunt incompatibile cu purtarea măștii. În plus, potrivit presei locale, guvernul italian a decis să extindă perioada stării de urgență până pe 31 ianuarie, deși aceasta trebuia să se termine în data de 15 octombrie. Autoritățile din Italia au început să impună din nou norme restrictive, întrucât numărul cazurilor de COVID-19 este în continuă creștere în peninsulă. În fiecare zi sunt înregistrate aproximativ 3.000 de cazuri noi, iar bilanțul total al numărului de infectări cu coronavirus a trecut de 330.000. Final de jurnal, nu pierdeți de la Fix Top pe 1 cu Irina Petraru. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Astăzi vremea va deveni răcoroasă în vest, sud-vest, centru și nord, în timp ce în restul țării temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Va fi norat și va ploua ziua în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în estul și sud-estul țării și la munte. În Moldova, Muntenia, Carpații Meridional și sud-estul Transilvaniei, ploile
vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. În Moldova și la munte, cantitățile de apă vor depăși 50-60 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări la munte, în special altitudini mari și în celelalte zone, în special în sud-vest, dar și în timpul ploii. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață. În capitală vremea se va răci, cerul va fi mai numeros și va ploua. Temperatura maximă se va situa în jurul la 21 de grade, iar cea minimă va fi de 12 grade. La munte va fi norat și va ploua, în special în Carpații meridionali și orientali. Cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, în special pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 13 grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Predeal și Poiana Brașov.